Am ajuns în Titan când aveam un an și până la 12-13 ani, cartierul a fost singurul meu univers. Nu era frumos, dar se putea presupune că o să devină. Duminica ne trezeau oamenii care cumpărau fiare vechi, sticle goale sau care vindeau măduri și fiecare dintre ei avea cântecelul lui. Primul eveniment notabil din viața mea a fost aselenizarea. Era anul 1969 și aveam 2 ani. M-a impresionat foarte mult primul pas al omului pe lună și mult timp am avut în cameră un afiș cu Buzz Aldrin. Să trăiască pătănia romano-americană! De fotbal, jucam pătrățel. Da, pătrățele jucam, că la balam obținui. Pe vremea aceea erau niște panouri foarte mari, că veneau circuri. Venea circuri. De acum stația de metrou era cu la circuri. Și atunci, în toamna aia, venea circuri. Dacă știi tu, pe Dalia. Dalia, frumoasă fată, e pe la Târgoviște, pe undeva. A bine că toate erau frumoase, pe la urmă. Eram toți copii din bloc. Toți copii. Vai, capul. Unii mai trăiesc, alții sunt în Germania, în Spania, nu mai știu. Cred că a încercat aici să le dea iluzia unei proprietăți, să fidelizeze o anumită pătură socială de oameni cu dosar bun, eventual veniți de la țară, care au reușit prin ei înșiși, cumva să le creeze chimera asta. Gândește-te că era un timp în care puneam sub semnul întrebării ideea de libertate. Ne întrebam dacă libertatea există cu adevărat, unde există acea libertate, sub ce formă, oare e adevărat că libertatea mea trebuie să înceteze acolo unde începe libertatea celuilalt, cine trasează granițele. Și la un moment dat îmi zice mama, eram în armată. Haide! Cristi l-a arestat pe Gabi. De ce, mă, mamă? A vrut să treacă fraudulos în Iugoslavia. Dacă m-a întrebat cineva atunci, de exemplu, care este sensul vieții, cred că aș fi filozofat mult pe tema asta. Dacă mă întreabă cineva acum, răspund simplu, fericirea. Ăsta este sensul vieții. Și cred că am avut marele noroc la vremea aceea să fim fericiți. Și-au trecut ceva ani, da, până spre Revoluție, când au început să se coloreze și am spart și noi gașca. Cum era contextul la gașca de la Bucă?
și după aia ci că unul cu un saxofonist care, oricum, eu nu mai știu cine era. Păi da, îți dai seama, asta mă gândeam acum, dacă eu ți-aș fi dat și că de la chestia aia cu saxofonist, cu saxofonistul, ți-a plecat ție chemarea. Dar dacă ți-aș fi dat să asculti Aldi Meola, de exemplu, ai fi cântat acum chitară clasică? Ok, a fost mișto, tot pentru tine.